Lupta pacienților oncologici cu boala este dură și de multe ori peste puterile lor. Tratamentul este gratuit, dar investigațiile care să-i ajute pe medici la stabilirea corectă a acestuia nu sunt la îndemâna tuturor. Este și cazul investigațiilor PET-CT, un fel de computer tomograf care oferă informații cu o mai mare precizie și mai detaliat despre evoluția masei tumorale. Investigația PET-CT este recomandată în cursul managementului terapeutic al pacientului oncologic sau hematologic, fie că vorbim de adulți, fie că vorbim de copii în anumite situații. Ea este o investigație complementară investigațiilor uzuale de înaltă performanță pe care le folosim, adică vorbesc aici de RMN sau de CT-ul simplu, fiindu-ne utilă ca și completarea acestor investigații. Prețul unei astfel de investigații se ridică la peste 5.000 de lei. Pacienții asigurați beneficiază gratuit de PET-CT, decontarea fiind făcută din Fondul Național de Asigurări de Sănătate. Pentru a nu plăti investigațiile, îi trebuie să întocmească un dosar medical pe care să-l depună la Casa Națională de Sănătate pentru aprobare. În momentul de față sunt 22 de indicații pentru a putea face, pentru a beneficia de această investigație gratis, criterii stabilite de către Casa Națională de Asigurări pentru pacienții adulți. Și dacă nu mă înșel, deși nu este strict domeniul meu de activitate, în jur de 10 sau 12 indicații pentru patologia oncologică, oncohematologică pediatrică. Comisia de experți din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate analizează dosarele depuse și emite decizii de aprobare sau de respingere a efectuării investigației. După obținerea deciziei de aprobare, pacientul se programează la furnizorul de servicii medicale să efectueze examinarea PET-CT. De la începutul anului, 33 de pacienți din județul Olt au beneficiat gratuit de investigații PET-CT. Acestea pot fi efectuate în centrele din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea, Iași, Brașov, Suceava, Galați și Sibiu.